În mai puțin de o oră se dă startul celui de-al doilea maraton de vaccinare din capitală, la fel ca și prima ediție, maratonul se desfășoară la Sala Palatului și la Biblioteca Națională. În centrele de vaccinare sunt așteptați cei care au primit prima doză la prima ediție și care trebuie să facă acum rapelul. De asemenea, pot merge și persoanele care doresc să facă acum prima doză, iar rapelul îl pot face după 3 săptămâni la oricare dintre centrele de vaccinare unde sunt locuri disponibile. Și mergem chiar acum în direct la colega mea, Gabriela Del Pupo, care se află la Sala Palatului. Gabi, ce informații ai? Bună ziua! Bun găsit! Cu mai bine de o oră înainte de începerea maratonului de vaccinare sunt aproximativ 30 de persoane care așteaptă aici pentru a fi vaccinate. Ne aducem aminte de altfel că maratonul din București a fost un adevărat succes și peste 20.000 de persoane au fost vaccinate, ca și la prima ediție a maratonului, și acum sunt organizate 35 de cabinete de vaccinare aici la Sala Palatului. De asemenea, alte 15 cabinete de vaccinare vor fi amenajate și la Biblioteca Națională și ne așteptăm la un număr foarte mare de doritori, având în vedere că este la exact 3 săptămâni de la prima ediție și cei 20.000 de doritori care au venit să își facă vaccinul trebuie să facă și rapelul acum. Iată deci o impulsionare a acestei campanii. Peste 1.000 de voluntari vor fi aici 24 de ore din 24, medici, asistente, dar și studenți la medicină, pentru că ei au fost suflul acestei campanii la prima ediție și ne așteptăm ca totul să fie sub control. Trebuie să spunem că aici există toată aparatura necesară și pentru reacții adverse. Nu au fost înregistrate la prima ediție reacții adverse majore, dar știm că erau ambulanțe smurt, după cum se poate observa și în imagine, și acum este o ambulanță prezentă aici. Trebuie să mai spunem că și pe 1 iunie toate centrele de vaccinare din țară vor organiza o ediție specială, maraton de vaccinare pentru tineri între 16 și 18 ani. Au ocazia chiar de Ziua Copilului să meargă să se vaccineze. Va fi o programare cu dedicație pentru tineri și chiar astăzi trebuie să se ia o decizie după ce s-au făcut teste clinice la nivel european. EMA trebuie să decidă dacă vor fi vaccinați într-o etapă următoare și copiii sub 16 ani. Trebuie să se comunice până la finalul zilei decizia, după ce Pfizer a anunțat că a făcut teste clinice timp de câteva luni pe cei mici.